Dragi frați și surori, vă invit să ne ridicăm. Aș dori să citesc un pasaj din Vechiul Testament și vă invit să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu în cartea 1 Împărați, capitolul 17, pagina în Sfânta Scriptură 379 în ediția Cornelescu, 379 și o să vă invit selectiv să citim câteva versete din capitolul 17 și apoi capitolul 18. Haideți cu mult interes să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 1, cuvânt al Domnului care spune astfel. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și continuăm în capitolul 18. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria. Și Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. Versetul 16. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și a zis, și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis, tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic și Ilie a zis poporului, eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când proroci ai lui Baal sunt 450, să ni se dea doi junci, ei să-și aleagă un jung pe care să-l taie în bucăți și, să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt jung și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis, bine. El i-a zis prorocilor lui Baal, alegeți-vă un jung din cei doi, pregătiți-l voi întâi, căci sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat jungul pe care l-au dat și l-au pregătit. Și au chemat numele lui Baal de dimineața până la miază, zicând, Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La miază Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnului zisese, Israel îți va fi numele, și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și-au făcut așa. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta odată. Și l-au făcut încă odată.
Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când s-a ducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre Bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Așa este, Domnul este adevăratul Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Dragi frați și surori, mă bucur să vă revăd. Încercam să îmi amintesc exact câți ani au trecut de la ultima vizită pe care v-am făcut-o și e posibil să fie mai bine de 4 ani, dar mai puțin contează. Mă bucur să vă revăd, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară, așa că întreaga biserică Elim împreună cu corpul pastoral, conducerea bisericii, vă salut pe toți în numele Domnului, sunt aici împreună cu soția mea Lavinia. Noi ne bucurăm foarte mult astăzi, soția mea își împlinește anii chiar astăzi, așa că vă dați seama ce oportunitate am avut să îmi scot soția în America de ziua ei. Ce frumos, nu? Slăvit să fie Domnul. Nu vă spun mai multe că e suficient atât. Mă bucur să mă revăd cu o parte din prieteni, din frați, cunoștințe. Salut familia Lela, ei sunt parte din familia mea, verișorii tatălui meu, verișori cu mine. Astăzi am reușit să ne întâlnim cu o parte din ei, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mă bucur să revăd familia Chelmăgan. Cu ei mă leagă prietenii foarte vechi, în mod special cu fratele Marius, cu care am colaborat și colaborez de mai bine de 20 de ani. Eu am misionat zona Moldovei, de fapt am locuit în Moldova mai bine de 19 ani, aproape 20 de ani, începând cu anul 2000, și am fost vizitat de foarte multe grupuri din America, familia Chelmăgan și mulți tineri din zona aceasta. Am misionat zona aceea Moldovei și am avut experiențe extraordinare împreună. Ne-au legat toate aceste prietenii și iată că am reușit să ne revedem și să păstrăm legătura într-un mod extraordinar. Mă bucur să văd pe sora Lidia cu noi la biserică. Am vizitat-o, ne-am rugat împreună, am încurajat-o și ne-am bucurat să vedem dragostea și iubirea lui Dumnezeu. Și sigur, pe toți ceilalți, mă bucur să-l văd pe frate Petru la scău. I-am spus să mă lasă să stau un pic lângă el. Eu am iubit cuvântul lui Dumnezeu de copil. Am crescut într-o biserică unde s-a predicat bine și unde s-a cântat bine. Biserica din Șoimoș a fost o biserică cu impact în zona aceea. Am avut un unchi cu un dar special de predicare și am fost îndrăgostit de cuvântul lui Dumnezeu și spuneam fratelui Petru că în perioada aceea tot ce se înregistra pe casete, că așa s-a început, am ascultat tot ce s-a putut asculta și apoi CD-uri și sigur, acum nu se mai pune problema, informația o avem peste tot. Mă bucur, dragii mei, să fim împreună. Mi-a venit foarte greu să mă decid asupra unui pasaj de unde să predic în seara aceasta. Mi-e mult mai ușor să predic acasă. Eu sunt păstor și mă plimb foarte rar. Predic mai mult tematic în biserica mea și cunosc oarecum bine nevoile bisericii, mă duc în direcția în care simt că Dumnezeu mă călăuzește să zidesc biserica, să încurajez biserica. Așa când mă duc dintr-o biserică în alta, mă tot rog lui Dumnezeu să mă ajute să am un cuvânt care să potrivească nevoii bisericii pe care o vizitez. Așa că astăzi m-am gândit să vă vorbesc despre nevoia unei reforme spirituale și când spun lucrul acesta mă refer la Biserica lui Dumnezeu în general, nu cu referire strict la biserica locală, la biserica
Elim. Pasajul acesta e un pasaj pe care eu îl îndrăgesc, sunt foarte legat de acest profet al Vechiului Testament, acest personaj marcant, care cu toate că a fost un profet foarte mare, Dumnezeu a făcut lucrări mari prin el, nu a scris nicio carte. E interesant când ne uităm, Ilie apare dintr-o dată pe scena lui Israel, dintr-un anonimat, nu ne spune Biblia nimic despre genealogia lui, despre părinții lui, pur și simplu îl introduce spunând unul din locuitorii Galadului. E un lucru încurajator pentru noi, și anume că Dumnezeu se poate folosi de oricare dintre noi, atunci când ne punem la dispoziția lui într-un mod sincer și real. Nu trebuie să te cheme băiatul nu știu cine și nu trebuie să ai în spate, știu eu, un nume care să te facă faimos. Dacă te pui la îndemâna lui Dumnezeu, Dumnezeu te poate ridica din anonimat și de obicei Dumnezeu a lucrat în repetate rânduri, în felul acesta, folosind metodele acestea. I-a ridicat pe oameni pe David de la oi, dintr-un păstoraș, dintr-un copil, a făcut împăratul lui Israel. Și amintiți-vă și de alte exemple. Pe Elie îl ridică într-una din cele mai negre perioade ale poporului Israel, regatul de nord se prăbușise după căderea lui Solomon, după ce Solomon a murit, regatul s-a împărțit în două. Știți că regatul de nord a intrat într-o negură, într-un abis spiritual și a fost condus aproape tot timpul de împărați care s-au împotrivit legii lui Dumnezeu, au călcat în picioare legea, au întors spatele profeților, și regatul de nord, vă spuneam, a intrat într-o negură și într-un abis de nedescris. În fruntea lor era împăratul Ahab, acest om cu un caracter slab. Pe lângă păcatele idolatriei, culminează căsătorindu-se cu Izabela. Acest personaj puternic, această femeie care îl domină din toate punctele de vedere, preia conducerea spirituală, femeia aceasta se impune din punct de vedere spiritual, își impune convingerile, își impune religia și o face distrugând tot ceea ce a mai rămas bun în Israel. Biblia spune că a omorât prorocii lui Dumnezeu și efectiv era lăsată să facă tot ce voia. Înflorise idolatria și dacă profeții Domnului au fost omorâți și erau ascunși, Obadia era unul dintre cei care îi hrănea și se ocupa de supraviețuirea lor. Pe scena lui Israel se înmulțeau profeții lui Baal, profeții Astartei. Femeia aceasta preluase conducerea politică și făcea absolut tot ce voia. Ea, de fapt, a rămas un personaj negativ în Scriptură și spiritul Izabelei se pare că rămâne viu peste veacuri și este regăsit inclusiv în Biserica lui Hristos, în Cartea Apocalipsei, este pomenit numele ei și spiritul ei și influența ei e regăsită și semnalizată într-una din biserici. Ilie este un om pe care Dumnezeu îl ridică pentru ca să conducă pe Israel într-o trezire spirituală. Poporul Israel nu i-a întorsese spatele definitiv lui Dumnezeu. Însă trăia într-un sincretism religios, într-un amestec de religii. Se închinau și Baalilor, se închinau și lui Jehova. Era oarecum ca și când am vorbit astăzi, mergi și la adunare, ești și pocăit, dar îți permiți să faci și alte lucruri, și alte lucruri, și un amestec. Îi duci pe oameni în derivă, nu știu ce să creadă despre tine. Numele îți spune că ești pocăit, dar viața trădează, comportamentul spune altceva despre tine. Trăiești diferit de ceea ce pretinzi că, ești. Și în vremea aceea neagră, Dumnezeu, în vremea aceea în care Israel e condus de un asemenea împărat, Dumnezeu ridică un om pe măsură.
Ceea ce mă încurajează, dragii mei, este că Dumnezeu niciodată nu rămâne în urmă, nu este luat prin surprindere de situații. Dumnezeu întotdeauna are oameni pe care îi ridică, oameni potriviți la momentul potrivit. Ilie se remarcă ca un om al lui Dumnezeu extraordinar. Și sigur nu vorbim de episoadele din viața lui în care are și el momentele lui de cădere. Dar îmi place să cred că Dumnezeu l-a iubit pe Ilie. A iubit modul în care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că Maleahi profețește și spune că Dumnezeu îl va mai trimite o dată pe Ilie. Sigur, n-a venit Ilie, dar spiritul, curajul care l-a însoțit pe Ilie, se pare că îl regăsim într-unul din profeții Noului Testament, sau cel care închide Vechiul Testament și deschide Noul, este Ioan Botezătorul, despre care Iisus a spus, dacă vreți să știți, el era Ilie, despre care s-a profețit, care trebuia să vină. Marele comentator sau omul care a studiat Scriptura, Dake, poate că ați citit cartea, Biblia Dake, el a regăsit cel puțin 16 asemănări între Ilie și Ioan Botezătorul. Amândoi au trăit aproape identic în pustiu, s-au îmbrăcat aproape la fel, s-au hrănit aproape la fel. Amândoi au trăit în vremea unui împărat rău, spunea el. Amândoi au fost urmăriți de o femeie. Amândoi au condus poporul într-o trezire spirituală, pregătind oarecum inima oamenilor pentru Dumnezeu. Amândoi au trăit momente de deziluzie, de depresie. Și sunt multe asemănări între Ilie și Ioan Botezătorul, confirmând oarecum spusele Domnului Iisus Hristos că el a fost Ilie care trebuia să vină. Ilie este omul pe care Dumnezeu îl pregătește ca să conducă pe Israel într-un proces de pocăință, într-o reformă din punct de vedere spiritual, într-o reformă din punct de vedere doctrinar, etic, politic, social, religios. Și când vorbim de o reformă, dragii mei, atunci ne gândim la toate aceste aspecte. Dar de ce e nevoie de o reformă spirituală în biserica contemporană? Sau credeți că biserica contemporană are nevoie de o reformă spirituală? Trăim o vreme în care e necesar să vorbim despre lucrul acesta. În Israel a fost nevoie de o reformă spirituală pentru că, vă spuneau, a intrat într-un declin. Și modul în care Dumnezeu a ales să vorbească cu Israel e un mod prin care Dumnezeu, să știți, cred că alege să vorbească de multe ori și cu noi. Când orice glas profetic este închis, când cuvântul lui Dumnezeu este pus deoparte și cei ce sunt responsabili să-l predice nu o mai fac, sau cel puțin nu o mai fac cum trebuie, Dumnezeu folosește și alte metode. Pentru Israel, Dumnezeu a folosit pedeapsa și foametea pe care Dumnezeu îngăduie să vină, trimite o secetă, are tocmai rolul de a pregăti inima lui Israel și inima împăratului pentru ca Dumnezeu să poată sta de vorbă cu ei. Știți că oamenii pot cădea atât de jos din punct de vedere spiritual încât nu se poate sta de vorbă cu ei? E nevoie ca Dumnezeu să intervină el în mod direct folosind metodele lui ca să pot sta de vorbă cu astfel de oameni? Vi-l imaginați pe Ilie că ar veni la Ahab înainte de secetă și să-i spun, auzi, eu sunt profetul Domnului și Dumnezeu mi-a spus că are un mesaj pentru tine și pentru tot poporul. Mi-a poruncit să-ți spun să-i adun pe toți pe muntele Carmel ca să le țin o predică. Și să le țin o predică de chemare la pocăință. Ce ziceți? Ar fi avut succes Ilie? L-ar fi ascultat Ahab? Nici vorbă. Dar după 3 ani de secetă, după 3 ani de foamete, Ahab înțelege că cel care i-a spus din partea lui Dumnezeu că nu va ploua decât după cuvântul meu a avut dreptate. Probabil că prima dată a râs de el, Biblia nu spune nimic, dar e clar că nu l-a luat în seamă. Dar după ce a văzut că trece jumătate de an și nu plouă, trece un an și nu plouă, a realizat că ce a spus omul acesta e adevărat. Mergeți și căutați-l, dați de el! Unde e Ilie? Și unde să-l găsești pe Ilie? Pentru că Dumnezeu l-a ascuns. Dar după 3 ani și jumătate, Dumnezeu îl trimite. Și când se întâlnesc cei doi,
Am crede că găsim un împărat zdrobit, zmerit, un om care își recunoaște greșelile. No. Când îl vede pe Ilie, tu ești cel care nenorocești pe Israel. Și Ilie îi spune, nu eu, tu și casa tatălui tău. Și cei din jurul lor se uită la două personaje care se acuză reciproc. Cine are dreptate, Ahab? Cine are dreptate, Ilie? Cui să-i dăm dreptate? Pentru că se acuză reciproc unul pe celălalt. E atât de trist, dragul meu, să suferi din cauza păcatului, să suferi pedeapsa lui Dumnezeu și să nu înțelegi că Dumnezeu vrea pocăința, vrea întoarcerea. Să cauți mereu un vinovat. Tot altcineva e vinovat pentru ceea ce se întâmplă la nivel național, la nivel de țară, la nivel de biserică. Nu, e cineva vinovat și trebuie să plătească pentru asta. Ahab nu-și recunoaște păcatul. Ahab nu se prăbușește înaintea lui Dumnezeu. Și Ilie cheamă poporul pe muntele Carmel și acolo are loc această scenă extraordinară în care Ilie se roagă ca Dumnezeu să facă dreptate. Mesajul lui Ilie nu are niciun impact. Ilie face chemare la pocăință, cum fac evangheliștii. Cine vrea să se predea lui Dumnezeu astăzi, după predică? Și cuvântul ne spune că poporul nu i-a răspuns nimic. Pentru că oamenii aceștia nu mai aveau convingeri. Oamenii aceștia și-au pierdut mărturia. Oamenii aceștia nu știau ce să decidă. Erau oameni care și-au pierdut efectiv convingerile. Era nevoie de o nouă revelație, de o nouă descoperire, de o nouă prezență a lui Dumnezeu într-un mod supranatural ca să se dovedească. Și Ilie se expune pe el. Am putea spune că îl expune pe Dumnezeu unui pericol. Pentru că orice se putea întâmpla acolo, cineva putea umbla cu jmecheriile la căldurile de acolo și să aprindă altarul, jertfa lui Baal. Ilie merge atât de departe încât spune, udați jertfa, udați lemnele și umpleți totul cu apă ca să se dovedească că ce urmează să se întâmple e un miracol, e prezența reală a lui Dumnezeu. Ilie se duce până la extremă cu Dumnezeu și îl determină pe Dumnezeu să facă un miracol. Să facă un miracol și Dumnezeu onorează credința acestui om, ascultarea lui, rugăciunea lui și cuvântul lui Dumnezeu ne descrie că a coborât foc din cer. Și în fața acestui miracol, cei care au stat muți la predica lui Ilie, cei care n-au reușit să dea un răspuns, se prăbușesc și într-un glas strigă, Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Biserica lui Hristos și cred că fiecare generație are nevoie de momente în care prezența lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt să fie atât de clară, să atingă atât de puternic inimile noastre, încât, dragii mei, noi să fim pe deplin convinși că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, că pe El trebuie să-L slujim și lumea aceasta și atracțiile ei și plăcerile de o clipă trebuie lăsate în urmă. De ce este necesară o reformă spirituală în biserica contemporană? Pentru că biserica este într-un declin spiritual. Biserica este într-un declin spiritual. Influența statului și a culturii totdeauna a pus presiune pe biserică, dar probabil acum ca niciodată biserica este asaltată. Și oamenii se unesc împotriva bisericii, împotriva lui Dumnezeu. Și nu doar că suntem influențați și influențele acestea se regăsesc în viața bisericii, în calitatea vieții copiilor lui Dumnezeu, ci e un atac la adresa bisericii. Corupția slujitorilor, se vorbește tot mai mult de imoralitate, nu doar în rândul comunității, în rândul membrilor, ci și în rândul slujitorilor, în rândul oamenilor lui Dumnezeu. Spiritul lumesc care caracterizează viața credincioșilor, e atât de greu să faci pastorații, atât de greu să-i mulțumești pe oameni. Ne luptăm cu atâta nedreptate, ne luptăm cu atâta răzbunare, ne luptăm cu atâta lipsă de răbdare. Dragii mei, ne luptăm cu un spirit lumesc. Preocupați de exterior, preocupați de religie, preocupați de obiceiuri. Am uitat de caracter.
Am uitat de caracter și am ajuns să ne comportăm exact cum spunea Iacov, crezând că avem înțelepciune, dar o înțelepciune lumească, o înțelepciune drăcească, nu o înțelepciune dumnezeiască, pentru că înțelepciunea dumnezeiască e descrisă acolo, cum se manifestă, cum se comportă. Având acele virtuți, acele calități extraordinare care sunt roada Duhului Sfânt, înlăturarea prin execuția prorocilor, neglijarea cuvântului lui Dumnezeu și nu trebuie să vă spun eu ce se întâmplă la nivel de biserici și cum de multe ori prin aranjamente și prin tot felul de lucrături omenești, ca să nu le spun altfel, bisericile lui Dumnezeu sunt atât de apăsate. Corupția slujitorilor, rătăcirea poporului, sincretismul religios în care trăim, amestecul de religie, apariția a zeci și zeci și zeci de biserici, ca niciodată și în România, fiecare oraș are o mulțime de biserici. Și chiar dacă foarte mulți dintre slujitori pretind că Dumnezeu le-a vorbit, și sigur nu judec în mod individual, și nu vreau să nominalizez, dar personal am slujit cel puțin 20 de ani ca păstor. Știu ce înseamnă să nu mai poți. Nu odată am fost ispitit să rup biserica. Nu odată am fost ispitit să deschid alte biserici. Nu odată am crezut că asta e voia lui Dumnezeu. Nu odată. Să Dumnezeu m-a învățat ce înseamnă smerenia, pocăința. Dacă nu ierți, n-ai dreptul să vorbești niciodată despre iertare. Pentru că oamenii o să spună, ca cine? Ca tine? Dacă nu rabzi, la ce folos să vorbești despre răbdare? Pentru că oamenii o să spună, ca cine? Ca tine? Ca tine? Sunt momente în care Dumnezeu te cheamă să fii ca un fel de preș de care oamenii să se șteargă? Dar dacă învățăm smerenia, dacă învățăm pocăința, dacă învățăm să biruim prin dragoste, dacă învățăm să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă ceea ce trebuie să facă El și să nu luăm locul lui Dumnezeu și să nu devenim noi judecătorii în locul lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru face minuni. Am văzut ce înseamnă puterea iertării, ce înseamnă puterea dragostei, ce înseamnă să-L lași pe Dumnezeu să-și facă partea Lui. Să știi să aștepți, să înveți școala răbdării, să înveți școala credinței, să înveți să aștepți. Și atunci când nu știi ce să faci, doar ca eu să faci să-ți ridici ochii în sus și să spui, Doamne, nu știu ce să fac, dar îmi ridic ochii spre Tine. Și Dumnezeu intervine. Dumnezeu lucrează în chip minunat, slăvit să fie numele Lui. Prietenia cu lumea, pierderea convingerilor religioase, la rătăcirea poporului, spiritul lumesc, vă spuneam, dragii mei, ne bate la uși tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult și cred că am depășit perioada aceea în care noi am asociat lumea de multe ori cu lucrurile, cu obiectele. Mai de mult erai lumesc dacă nu-ți spuneai batic întreg pe cap, ci spuneai numai bentiță. Mai târziu, dacă îți uitai baticul acasă și nu-l mai ducea, era lumesc. Era lumesc ceasul, era lumesc costumul, era lumează, era lumesc să ai cravată. Era... Dintotdeauna am făcut lumești lucrurile care era lumesc să bei cafea. Era, și știți mai bine decât mine. Dar am uitat că, de fapt, lumesc înseamnă, în primul rând, să n-ai o minte schimbată. Să nu se fi întâmplat metanoia aici. Să n-ai dragoste, să n-ai iubire, să n-ai milă. Am uitat că a fi răutăcios, că a fi răzbunător, că a urâ. E spirit lumesc. Asta înseamnă să fii lumesc. Am uitat că Iisus Hristos când a venit n-a condamnat ceea ce condamnăm noi, ci s-a uitat în inima fariseilor și a condamnat pentru lipsa de iubire, de dragoste, de caracter. Pentru că efectiv își băteau joc de oameni, asuprindu-i, călcându-i în picioare, lipsiți de milă și pierderea mărturiei. Până la urmă aici se ajunge un creștinism care nu mai are mărturie.
Hristos ne-a făcut să fim lumina lumii și să-L reprezentăm în lumea aceasta, pentru ca oamenii să se uite la faptele noastre și să-L glorifice pe Dumnezeu. Să fim oameni corecți, să fim oameni drepți, să fim oameni plini de pace, plini de dragoste, plini de iubire, să fim oameni care să nu ne legăm de lumea aceasta, să fim oameni echilibrați, oameni de mijloc, am spune noi, oameni care să demonstrăm prin viața noastră că suntem străini și călători pe pământul acesta și cerul este destinația noastră veșnică și într-acolo mergem. Și când se uită la noi, să devenim olipsitori prin felul nostru de a fi familii model, soț și soție model, copii model. Am eșuat în multe, dragii mei, și sigur, nu putem să ne facem responsabili de toate, dar creștinismul este chemat să fie o mărturie în lumea aceasta, așa cum a fost chemat și Israel, dar ne-am pierdut mărturia. E nevoie de o reformă spirituală, pentru că biserica este într-un mare declin spiritual, influența statului e foarte puternică, corupția slujitorilor, rătăcirea poporului, pierderea mărturiei și pedeapsa lui Dumnezeu stă gata să vină. Întotdeauna când biserica lui Hristos, când Israel, pentru că Israel era națiunea prin care Dumnezeu opera și prin care se revela lumii de atunci, astăzi biserica este poporul lui Dumnezeu prin care se descoperă și se revelează lumii de astăzi. Când biserica lui Dumnezeu își pierde mărturia, pedeapsa lui Dumnezeu cred că și astăzi stă gata să cadă. Pedeapsa lui Dumnezeu întotdeauna a fost anunțată. Vedeți, Dumnezeu niciodată nu și-a pedepsit poporul și nu-și pedepsește copiii fără să-i anunțe în prealabil. Asta pentru ca să nu se spună a fost o întâmplare. Vedeți, Dumnezeu înainte să-i pedepsească, îl trimite pe Ilie și le spune nu o să mai plouă decât după cuvântul meu. Pentru că e bine să știți că ce urmează să se întâmple e de la Dumnezeu. Nu e o întâmplare. De ce nu mai plouă? Pentru că așa a zis omului Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a făcut să nu mai plouă. Dumnezeu are slujitori, a avut atunci și are și astăzi oameni prin care vorbește și cred că și astăzi și la nivel de biserică, Dumnezeu e Cel ce vorbește și anunță și lucrează. Pedeapsa lui Dumnezeu întotdeauna este usturătoare. Dumnezeu, mi-a plăcut ce spunea cineva, deși nu-L putem vedea pe Dumnezeu pictat într-o imagine ca și aceasta, dar dacă bine mi-amintesc, marele predicator George Whitefield, când vorbea despre, parcă el a avut predica aceea celebră, păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios, Jonathan Edwards, mulțumesc, omul acesta sublinea un aspect la Dumnezeu. Nu că și-a propus să-i sperie pe oameni, dar când le spunea să n-ajungi, grozav lucru e să cazi în mâinile unui Dumnezeu mânios, spunea el, nu există minte umană dintre toți cei care au scornit și au fabricat torturi care să-L poată depăși pe Dumnezeu în a pedepsi un om. Grozav lucru e să cazi în mâinile unui Dumnezeu. Pedeapsa este usturătoare, de data aceasta apa, elementul vital, fără apă nu poți trăi. Și Dumnezeu le ia apa, 3 ani și jumătate nu plouă pentru ca ei să simte. Dar pedeapsa lui Dumnezeu întotdeauna are caracter didactic, disciplinar, educativ. Dumnezeu, prin pedeapsă, nu-și distruge poporul, nu ne calcă în picioare, nu vrea să ne omoare, ci prin pedeapsă vine să comunice cu noi. E un limbaj mai dur al lui Dumnezeu de a comunica cu noi. Mi-a plăcut ce spunea un om al lui Dumnezeu, că Dumnezeu dorește să comunice cu noi folosind cele mai blânde metode. De exemplu, Dumnezeu se ocupă de noi, de mici, prin părinți, mama. Mama e vocea cea mai blândă, cea mai caldă. Și dacă mama îți spune că îți trage o mamă de bătaie, mai ales dacă ești băiat, te apucă râsul. Că mâna de mamă nu doare. Dar dacă n-asculți de mama, mama îți spune, lasă că vine tata acasă. Și dacă tata îți spune că pune mâna pe bâtă, atunci îți fuge râsul de pe buze, că el dă mai tare.
Și dacă n-asculți de tata, nu-i nimic, Dumnezeu, spuneam, și alte metode mai aspre, Dumnezeu te dă pe mâna unui șef care n-are milă nici cât mama, nici cât tata și trage de pe tine. Și dacă n-asculți nici așa, nu te las schimbat, nu te las transformat, Dumnezeu te poate da pe mâna unor polițiști, a unor gardieni care te învață legea și ăștia n-au nici atâta milă. Și dacă n-asculți, Dumnezeu te poate îngădui să ajungi în închisoare. Și acolo nu o să fie atât de ușor. Mi-aduc aminte de un prieten pe care l-am vizitat în temniță și am crezut că Domnul i-a mișcat inima să se pocăiască. Și n-am știut cum să-l iau, cum să mă apropii mai blând de inima lui, că mă gândeam că e în temniță, suferă. Și când am stat de vorbă cu el, mi-am dat seama că, de fapt, lui stă gândul tot la prostii, tot la afaceri, la ce o să facă când o să iasă de acolo. E foarte greu și trist să suferi, să fii sub pedeapsa lui Dumnezeu, dar mintea ta să nu fie acolo, tu să încă să nu percepi, să nu recepționezi ceea ce îți spune Dumnezeu, ci gândul tău să fie tot în altă parte. Și dacă n-asculți nici așa, Dumnezeu spune, nu-i nimic, am și alte instrumente, am niște viruși pe care pot să-i trimit în corpul tău și să-ți creezi suferință, necazuri. Și observați, Dumnezeu poate să meargă mai adânc, mai adânc, pentru că Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu noi. Amintiți-vă de ceea ce spunea profetul Amos, cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Am îngăduit să vină peste voi foametea, spune Dumnezeu. Și am adus o criză financiară, o criză economică majoră. Cu toate acestea nu v-ați întors la mine. Am vrut să stau de vorbă cu voi, dar nu, n-ați fost pregătiți. Am îngăduit să vină peste voi moartea și calamități, și peste calamități. Cu toate acestea, spune, tot nu v-ați întors la mine. Și pentru că nu v-ați întors la mine, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Și este descris Dumnezeu în toată măreția Lui, în toată grandoarea Lui, cum vine să-L întâlnească pe Israel și să stea față în față cu Dumnezeu. Biserica trebuie să se întoarcă la Dumnezeul adevărat. Traversăm vremuri grele, dragii mei, și am putea vorbi despre o secetă la nivel spiritual care există în biserica de astăzi, care este cauzată, dragii mei, de îndepărtarea de Dumnezeu, de spiritul lumesc care a intrat în biserică, de lipirea noastră de lucrurile din lumea aceasta. Nu mai suntem atât de așteptători să vină Dumnezeu, să ne ducă Dumnezeu acasă, să vină Dumnezeu să-și ducă la cer biserica. Gândul nostru este îndreptat tot la lucrurile de aici. Și în sufletul nostru este o secetă tot mai adâncă, tot mai adâncă, tot mai adâncă. Dragii mei, biserica trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm, dragii mei, pentru o trezire spirituală în vremurile noastre, ca Duhul lui Dumnezeu să aprindă din nou focul sfânt în adunare. Duhul lui Dumnezeu să coboare din nou și să umple vasele noastre. Destul cu un sincretism religios lipsit de viață, formalist. Destul cu rătăcirea, cu incertitudinea, cu lipsa convingerilor. Destul cu incapacitatea de a ne decide pe cine slujim și cum slujim. Dumnezeu vrea să te vadă hotărât pentru El. Nu șchiopătând de amândouă picioarele, nu cu o inimă împărțită, nu și cu Dumnezeu și cu lumea, nu și cu adevărul și cu minciuna. Dumnezeu vrea să ne vadă că ne întoarcem cu toată inima către El. Și Ilie este omul care, Dumnezeu, care este folosit de Dumnezeu într-un mod extraordinar. Se apropie de altar, cheamă poporul acolo să vadă ceea ce face. Ilie spune cuvântul lui Dumnezeu că a spus, apropiați-vă de mine. Și tot poporul s-a apropiat de el. Și Ilie adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. Dragii mei, cred că biserica este chemată la unitate. Dacă nu suntem gata să ne apropiem unii de alții, dacă nu suntem gata să ne unim în rugăciune, dacă nu suntem gata, dragii mei, să dăm mână cu mână lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea de trezire, coborârea Duhului Sfânt, dragii mei, să știți că nu vine.
Trebuie să fim dispuși să renunțăm fiecare în dreptul nostru și să dregem ceea ce s-a stricat. Observați, Ilie nu-și pune jertfa pe altarul pe care au pus Baalii jertfa. Ilie se apropie de un altar și Biblia spune că îl drege. E un altar care a existat, e altarul lui Dumnezeu, e altarul pe care s-a dus cândva jertfă, dar e un altar care a fost neglijat. Și, dragii mei, nimic nu e mai neglijat astăzi ca viața de rugăciune, viața de rugăciune personală, viața de părtășie cu Dumnezeu. E atât de greu să-i adun pe oameni la rugăciune. Văd asta în biserica locală, văd asta în comunitatea pe care o slujesc. Trebuie să găsești atâtea motive prin care să-i motivezi pe oameni să vină, să caute fața lui Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu, să caute schimbarea. Biserica Elim e chemată la unitate, e chemată la rugăciune. Fiecare dintre noi e chemat să-și dreagă altarul lui, altarul familiei tale. Cât de mult te rogi cu familia ta, cu soția ta, cu copiii tăi? Există rugăciune în viața ta personală? Există rugăciune în familia ta? Nu se poate, dragii mei, dacă legăm legăturile cu Dumnezeu și suntem într-o permanentă legătură cu Dumnezeu, nu se poate să nu se vadă lucrul acesta prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Suntem oameni, dragii mei, care îi molipsim pe alții. Este prezența Duhului Sfânt care radiază, care se vede. Și apoi Ilie predică cuvântul lui Dumnezeu și se roagă. O întoarcere la cuvântul lui Dumnezeu prin predicare, prin adevărata închinare, prin rugăciune, prin revelație. Place așa de mult rugăciunea lui Ilie. Ilie când se roagă pomenește numele celor trei patriarhi ai Vechiului Testament. Matthew Henry spunea că pomenirea acestor nume a părinților lor avea să le spună că Ilie nu-i cheamă la o religie nouă. Ilie îi cheamă de fapt la religia sau la credința străbunilor, a părinților lor, Avram, Isaac și Iacov, la cei la care s-au închinat părinții lor, la Dumnezeul adevărat, la Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea lui și se prezintă prin foc într-un miracol extraordinar. Dragii mei, mă rog lui Dumnezeu ca generația noastră de astăzi, generația copiilor noștri, să experimenteze ceea ce experimentat voi care sunteți în vârstă și care vă uitați în urmă la experiențele trăite cu Dumnezeu, care v-au marcat viața, care v-au stabilit niște convingeri clare și care v-au ajutat să rămâneți lângă Dumnezeu. Fiecare generație are nevoie de astfel de momente, pentru că alunecarea este o chestiune normală. Cu toții suntem mereu predispuși alunecării, căderii. Dar e nevoie, dragii mei, de momente în care Dumnezeu să intervină și pentru fiecare generație focul lui Dumnezeu să coboare din cer și inima fiecărei persoane să fie aprinsă și să bată pentru Dumnezeu. Aș vrea să vă invit în seara aceasta să ne rugăm și vă invit să ne ridicăm în picioare, să încheiem oarecum cu o rugăciune în care să implorăm mila lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu. Și haideți să ne rugăm pentru Biserica Elim, pentru comunitatea Elim. Dragii mei, numai Dumnezeu știe luptele noastre, frământările noastre și numai Dumnezeu știe unde ne situăm fiecare dintre noi în mod individual, dar și noi ca și comunitate. Dacă e nevoie de o reformă spirituală, haideți împreună să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi. Dar haideți să venim înaintea lui Dumnezeu cu pocăință. Vino înaintea lui Dumnezeu cu viața ta. Vino înaintea lui Dumnezeu fără să cauți vinovați, fără să te gândești la altul. Vino înaintea lui Dumnezeu cum a venit Neemia și a zis: Doamne, Doamne, eu am greșit înaintea ta. Vino cum a venit Daniel: eu, Doamne, am greșit înaintea ta și mi se cade să mi se umple fața de rușine. Eu și părinții mei și frații mei, fii gata să-ți mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu și să ceri îndurare de la Dumnezeu. Vino înaintea lui Dumnezeu și manifestă-ți dorința ca Dumnezeu să trimită apă din cer. Dacă n-ai experimentat de mult plinătatea lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu, n-o regăsești în viața ta. Dacă n-ai bucuria mântuirii cum o aveai altă dată, dacă n-ai pasiunea aceea care să ardă pentru Dumnezeu, nu te mulțumi să trăiești o astfel de viață. Ăsta nu este un creștinism real. Dumnezeu vrea să fii plin de Duhul lui Dumnezeu și inima ta să fie plină de Duhul Sfânt. Dacă trăiești o vreme de uscăciune spirituală, dacă ești ca o trestie frântă, ca un fitil care dă să se stingă, cere ca Dumnezeu să te reaprindă. Să atingă din nou inima ta, strigă către Dumnezeu, fie-ți milă de tine,
Vino înaintea lui Dumnezeu și plânge pentru tine, că nu o să plângă altcineva. Vino și fie-ți milă de sufletul tău înaintea lui Dumnezeu și spune-i Domnului: Doamne, îndură-te de mine, Doamne, îndură-te de familia mea și îndură-te de biserica ta. Dragul meu, Dumnezeu ascultă rugăciunea sinceră. Dumnezeu primește pocăința noastră. Dumnezeu este un Dumnezeu care se îndură de noi. Haideți să venim și să cerem ca El să aprindă focul Lui Sfânt în viața noastră. Să nu uitați, ploaia nu vine niciodată până nu vine pocăința. Pocăința e cea care pregătește focul lui Dumnezeu și ploaia lui Dumnezeu. Haideți în această seară în rugăciune să venim înaintea lui Dumnezeu. Doamne, vreau o trezire spirituală în viața mea. Vreau o trezire spirituală în biserica ta. Doamne, cercetează-mă. Doamne, atinge-mă. Doamne, ridică-mă. Doamne, schimbă-mă. Și să facem lucrul acesta cu sinceritate. Haideți să ne rugăm. Tatăl